Salutare! Iată strângulețul meu după o lună jumate. N-am mai făcut nimic la el, n-am mai ajuns aici. A prins un pic de rugină acolo la manetă și ceva superficial pe aici. În fine, o să-l pregătim de vopsit, dar nu în clipul ăsta. În clipul ăsta am ceva tot pentru el, dar aparte. Și anume un inverter, sau mai bine zis, convertizor de frecvență de 4 kW. Ăsta e modelul, dacă interesează pe cineva să-l caute, l-am luat de pe AliExpress. În fine, 4 kW, așa cum am zis, motorul de pe strungare 2.2 și aici avem maculatura. Îl scoatem afară, îl punem, vedem ce știe. Deci episodul ăsta o să fie strict despre jucăria asta. Și mulți mi-au zis să iau de la IVT sau Siemens sau mă știu, păi era de 5 ori mai scump. De asta am preferat să iau unul un pic mai mare și mai accesibil. Acum vedem în timp dacă se va dovedi eficient sau nu. Hai să-l scoatem afară, să-l conectăm, să vedem ce știe. Ok, și pentru mine principalul scop a fost să intre monofazic și să-mi iese trifazic pentru a alimenta acel motor. Bun, pe lângă asta, el poate să facă mai multe chestii, cum ar fi schimbarea de sens din legarea bornelor aici, frânare, asta, văd că are acoperit aici chestia asta, sper că e disponibilă, în fine. Și mai mult decât atât, poate să facă potențiometru, reglarea turației, pe lângă alte funcții, programe care nu mă interesează. Pe mine m-ar interesa strict partea să plece cât de cât lent, să se oprească cât de cât lent, ca să nu afecteze prea tare consumatorii din rețeaua casei. Și dacă pot regla turația cu atât mai mult și atât mai bine. Schimbarea de sens trebuie să o fac din chestia asta ca să fie ok. Dacă puneam condensator, trebuie să pun doi contactori cu condensatorii. Aici o să fie destul de mult de văgăit înainte-înapoi de la schimbarea de sens cu maneta aia și nu știu cât ar fi rezistat plus consumatorii din casă care îi zăpăceam. Bun, prea multă vorbărie, să-l montăm, asta ar trebui să fie la fel ca cealaltă. Îi dau curent, îl leg la motor și vedem ce zice. Ok, am legat cablu până la motor pe ieșirile UVW. La fel și aici am ținut cont, am identificat bobinele. W-ul e ăsta care merge dintr-o parte în cealaltă, motorul e legat în triunghi în acest moment, pentru că convertizorul intră 220 și 220, dar diferă frecvența. Sunt altele care intră 220 și 380, dar sunt și pierderi energetice destul de mari. În fine, am legat aici, împământare n-am legat. Frâna încă nu i-am legat-o că n-am de ce, o să vă arăt și ce am luat eu pentru frână, nu știu dacă e cazul sau nu, vom vedea. Am adus rola să bag în priză să vedem ce zice. Am emoții. Ei bine, suntem conectați, vedem că s-a aprins și să-i dăm run, nu? Și a plecat. Setările de bază, n-am modificat nimic. Din câte știu, sunt programate la 10 secunde să ajungă la turație maximă. La 50 de herți, adică. Strungul e pe turația minimă la universal în momentul ăsta. Și o să-i scad de aici herții, adică inclusiv turația, și ea scade progresiv. Hai să-i dăm un stop și să modific pe cea mai mare treaptă la universal. Ok, acum l-am dat pe cea mai mare treaptă, trebuie să avem undeva la 2800 acolo. Să-i dăm run, să vedem ce se întâmplă. A plecat de la 20 de herți, îi dăm maxim. Ne-a dat o eroare. Vedem ce înseamnă eroarea asta. Da? Bun. Mai încercăm o dată.
ne dă o eroare la un moment dat. Haideți să vedem ce înseamnă în carticică și să continuăm după. Da, deci eroarea 0,9 este sub tensiune, under voltage, și mă rog, e cumva de înțeles pentru că aici avem un cablu de 1,5. Aici avem din nou 50 de metri de 1,5 care vine din altă parte și 1,5 care alimentează motorul ăsta de 2,2. Deci cumva ar fi de înțeles, nu e ceva grav, dar probabil trage destul de tare așa, forță. Bun, haideți să vedem acum cum putem modifica timpii ăștia de răspuns. O să-l dau înapoi pe treaptă mică la universal să mai facem câteva teste. Ok, am găsit în manual frecvența de timpul frecvenței de accelerare și decelerare, adică pe 801, pe 802, care sunt în momentul ăsta la 20 de secunde. Așa că hai să vedem. Asta mai trebuie studiat un pic. Ei bine, nu știu ce să vă arăt întâi, ce am făcut sau cum merge acum. Ideea e în felul următor. Am modificat comanda, nu mai merge de pe run acum și de pe stop. Am modificat-o pe bornele astea externe și lucrul ăsta am făcut cumva simplu, dar este de complicat. În fine, e P02 și am bifat 1. Hai să mergem la P02, P0, la 2 și 1, adică e pe comanda asta exterioară. Bun, cred că P02 ar fi pe portul ăsta de RG45, probabil să fie o automatizare, ceva, nu mă interesează. Asta 1. Mai departe am setat limita de frecvență, adică P014. L-ați văzut mai înainte că era aici afișat. 14 și 15 Hz. Adică motorul nu va funcționa mai jos de atât. Îl dau la minim aici, îl dau la 0, dar el tot va merge la 15 Hz. Asta e un lucru de bun simț, zic eu. Ok, o chestie, uite că am deschis direct aici, la cât am ținut la pagina asta, că aici a fost cel mai greu, să zic așa. Programarea efectivă la gradațiile astea, adică DL 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, neavând niște setări predefinite pentru schimbare de sens, pornit, oprit și mai știu eu ce, a trebuit să programez idei și mi-a luat ceva până să-mi dau seama. Și eu am făcut în felul următor. Ideea e că avem de pe Borna.com, la P00 am, avem asta DL1, la care am pus 1, adică învârtire normală. Pe 01 DL2 am pus reversul. Pe 02, adică DL3, am pus stop. Asta e pentru ciupercă. Vreau să-i pun o ciupercă din aia de urgență și aici se face stopul. Nici nu mai văd acum pe unde e. Nu mai știu ce tastă era. Ce... În fine. Cred că 11. Parcă. În fine, deci să mergem la P4. Enter și avem la 00, cum am zis, 1, la 0, pardon, la 2, de fapt la 0 avem 1, la 2, sau la 1 mai bine zis, avem 2, la 2 avem 11, da, exact, ce v-am zis eu cu chestia asta cu opritul, iar la 3 avem 0,9, care... Nu l-am pus eu pe ăsta. În fine, știu că pusesem ceva cu DC brake. Adică oprirea cu frână. Observați aici că am făcut eu o chestie. Am pus polistirenul ăsta, mă rog, spuma asta. Și o rezistență din aia de se folosea odată la reșourile alea vechi. Ideea e că asta mă ajută la frânare. Și așa cum am zis, firul ăsta ține loc de switch-ul ăla de acolo momentan, de la maneta din față, și haideți să vedem ce putem face. Îi dăm pe 1 și aplicăm motorul. Modificăm cu 2, se învârte invers.
Haideți să-l punem mai bine aici sus, să se poată observa mai ușor. Dăm un 0.5 aici la cameră și dăm cu 1. 2. Și dacă am dat 3, a intrat eroare și aici e totul blocat. Până nu-i dau o reset de aici, nu pleacă nici cum. Deci o funcție bună pentru ciupercă, zic eu. Încă o chestie legată de ventilatorul ăsta. Merge singur, se oprește singur. Dacă modificăm frecvența, observați că se oprește destul de repede. I-am dat frâna cu 50% din capacitate. O să vă arăt imediat și cum. Avem pe aici o opțiune. Nici nu mai știu pe unde e. Are un program foarte stufos pentru 11.000 de lucruri. Programe complicate și așa mai departe, lucruri pe care pe mine unul nu mă interesează. Da, de aici. DC Breaking Current. I-am dat 50% aici. Valoarea asta și la timp i-am pus o secundă. Bun. Cred că mi-a mai scăpat ceva. V-am arătat cum am schimbat sensul, v-am arătat frâna, de unde am activat-o, sigur mi-a mai scăpat ceva. Da, timpul de accelerare și decelerare nu era cel care vi l-am arătat eu prima dată atunci, de aia nici nu aveam rezultate, ci efectiv ăsta e timpul, adică pe 0.17, pe 0.18. Eu acum am făcut chestia asta, vă arăt detaliat pentru că sigur vor fi și alții ca mine. Deci aici avem o secundă și la 18, da, avem tot o secundă. Și șmecheria e că mi-a luat ceva să deslușesc chestia asta și să-mi dau seama de programele care le vreau eu să le fac. Și m-aș bucura să nu pățiți și voi la fel, să vă chinuiți... Nu știu, cred că am vreo 2 ore de când meșteresc și butonez la el aici. Și pentru Siemens, mai știu, Toshiba, nu știu dacă face, în fine. Astea cunoscute, mărcile astea găsești la unul altul pe aici, pe acolo, pe YouTube. Dar la astea no-name din China, mai greu. Spre deloc. Pentru că nu prea spune nimeni, mai ales ăsta fiind un model de 4 kW. Dacă ai scris 4 kW, adio, s-a dus tot, te bagă în trifazic, s-a pierdut tot firul. Pentru că de obicei astea spun la 2,2. Ăsta fiind de 4, așa cum am zis, e ceva mai rar. Prețul a fost aproape dublu față de unul de 2,2. Prefer să nu dau cifre legate de preț. Fiecare își caută. Cine vrea neapărat un link, mă contactează în privat. Și așa mai departe. Funcționează și potențiometru. Poate și ăsta m-ar interesa să-l pună exterior, să-l leg la borne, dar nu neapărat. Ciuperca ar fi, oprirea de urgență ar fi cea mai adecvată. Cât despre bornele astea de frână, n-aș putea să vă zic exact cât de eficientă e. Na, am pus-o să fie, oricum o să desfac, o să fac probe și cu și fără, o să prind ceva mai greu, universal, nu chiar acum. Când după ce l-ai vopsit, după ce va fi gata, când o să prind totul la poziție. În fine, deci cumva video ăsta a fost despre strung, dar mai mult despre micul aparat. Se leagă aici și intrarea de împământare și mai are o bornă, slash-ul ăsta, care cred eu că ar funcționa și în trifazic, dar nu vreau să spun o prostie, că ăsta e mai varianta monofazică. Ok, dacă aveți întrebări, lăsați-mi-le. Încă o dată, ăsta e inverterul, încă o chestie care mi-am amintit-o acum, am setat mai înainte și voltajul pentru motor și puterea pentru motor, de aici, adică la P1, hai să mergem la amperi.
Nu vă mi le-au pe toate la rând, că înțelegeți fiecare ce zice. Asta e puterea motorului și curentul tras de motor în amperi, adică pe 103. Mergem repede acolo și vedeți că l-am pus pe 10 amperi. Și dacă dăm înapoi la 1, 2,2, cât are motorul ăsta teoretic. Din păcate nu pot să observ aici plăcuța. E o plăcuță acolo, nu-mi dau seama ce scrie pe ea și nici n-am acces. Dar știu de aici că are 2,2 kW. Ok, ce să mai... Știți, data trecută că erau dopurile astea cu probleme. Uite, a curs aici baltă într-o lună și ceva. Aici am pus o cârpă, a curs tot uleiul din ăsta. Nu problem, am comandat altele noi. Au venit, le-am pus. Am pus o parte din nuci, le-am pe toate. Le-am pus că oricum trebuie să le dau jos. Să curăț din nou, să pregătesc. Aici a venit prins convertizorul pe capacul ăsta și nu știu, vă mai pune emulsia, nu voi mai pune, rămâne de văzut. Ăsta e strungulețul, rămâneți aproape să vedeți evoluția lui. Deci, cum am zis, n-am făcut mai nimic la strung decât am programat chestia aia. Și pentru cei care nu știți despre ce e vorba, de ce am zis eu de suiciula, uite, de aici avem sensul la motor, înainte și înapoi. Se face din maneta asta, are niște switch-uri înăuntru, le-ați văzut pe partea cealaltă. Bun, aici încheiem. Vă mulțumesc de vizionare. Dacă aveți și voi un motor care vreți să-l controlați cu un asemenea inverter sau convertizor de frecvență cum vreți voi, cred că e o variantă bună decât clasicii condensatori. Eu pe sarcină maximă nici nu-mi pornea, pe turație maximă, dar aici îmi depășește voltajul dacă îl dau. Da, mă rog, v-am zis, cablu subțire. A intrat și acum o să-l pornesc să vedeți că dacă îl dau la minim funcționează, adică pe 15 Hz. Dacă îl dau mai tare, stai să ieșim afară de aici. Uite, la 30 de Hz imediat intră în protecție. 009. Under voltage. S-a resetat și va funcționa din nou. Cablu de 1,5, așa cum am zis, departe de sursă, dar cu condensatorii nici ajutat cu mâna n-am putut să-l pornesc la turație maximă, așa cum e acum. Ok, hai că ne-am lungit destul. Aici am restul de capace care o să le mai pun pe unde e cazul. Vă mulțumesc de vizionare din nou. Nu uitați să vă abonați. Like, subscribe, ce vreți voi. Dacă vreți. Dacă nu, Doamne ajută. Sănătate. La revedere.